Și am auzit cu toții și deseori din cuvântul propovăduit în fiecare duminică cât de mare este păcatul mândriei, care, din păcate, pe toți ne stăpânește. Ați văzut că omul poate cădea în mândrie la orice. Vedem că tot timpul avem acest gând ca noi să arătăm mai bine ca cel de lângă noi. Dacă vecinul și-a cumpărat ceva sau a făcut o casă mai frumoasă, noi mai urcăm un turnișor mai sus sau o floare mai în dreapta, o băncuță, un leagăn în stânga, să pară mai frumoasă ca vecinul nostru. Dar cel mai important lucru și de folos și de preț, de mult preț, uităm starea noastră spirituală, duhovnicească. Unde ne aflăm? Cât de mult ne aflăm și ne regăsim în slujba lui Dumnezeu? Sau cât de mult în slujba celui rău? Deseori trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ne slobozească de toate cursurile, ispitile ce vin la trup de la om sau diavol. Diavolul este tatăl minciunii, al mândriei, a iubirii de sine. Și iarăși, un mare păcat greu, nu există mai mare păcat ca mândria, este iubirea de sine. Euul ăsta de noi, că sunt o mare, am facultate, sunt înțelept, frumos, bogat, fără să gândim că suntem făptura lui Dumnezeu. Și fără să gândim că nu avem o pregătire spirituală, într-o secundă, o minut, o oră, putem pleca la Domnul. Nepregătiți! Omul este tentat, cât trăiește în viață, să agonisească. Să fie pentru sine, cât de mult. Dar uite un singur lucru, că pe acest pământ este doar un călător. Și cu toți avem de făcut un scurt popas. Și adunăm, și adunăm, și adunăm, și nu ne îndurăm chiar nici pe noi înșine, pentru noi înșine să facem ceva sau să mâncăm ceva. Și iată că vine furul și tâlharul, care putem nu-i moartea, pe nepregătite și dacă am fi în slujba lui Dumnezeu. Și am gândit că Dumnezeu ne-a blagoslovit să avem mai mult ca alții, trebuie ca mulțumire să și răspundem lui Dumnezeu prin ceea ce am primit să și împărțim. Cartea Sfântă spune și o spun duminică de duminică. Dumnezeu nu o sândește pe cel care are, dar să știe ce să facă din darul primit. 3 sferturi pentru familie. 3 sferturi pentru familia ta și să spunem un sfert pentru Sfânta Biserică și cel sărman. Când va veni în judecata și răspunsul, vom primi dobânda. Dar Dumnezeu te blagoslovește și cât ești în viață și îți întoarce dobânda puținul acela care l-ai făcut fapta bună, cu gând curat, cu inimă curată și să nu știe stânga ce face dreapta. Ați văzut că avem această mare greșeală. Normal că ca să agonisești, să ai un bănuț, trebuie muncă și sudoare și nu ușor este prin ce treci ca să ții familia, de ții familia și toate celelalte, dar cu cât e greu și cu a nevoie, spune Cartea Sfântă, va intra un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și nu ne îndurăm să dăm unde e nevoie mare de ajutorul nostru. Și dacă se poate ceva cât de puțin și cei mai rău, care nu ne face trebuință nouă, noi trebuie să ne predăm toată viața noastră în mâna lui Dumnezeu. Știe Dumnezeu, drăguțul, ce avem de făcut și ce avem nevoie pentru mâine. E bine, neosândirea.
și bogatul la rândul lui poate să facă fapte bune și ca să ne zice mâna omenească în ceruri, să pună de pună în acel cec în ceruri, dar și săracul. Când de multe ori munca, spui că e muncă, dar spune Cartea Sfântă să te ferească Dumnezeu să bage în casa ta banul care nu este câștigat de tine sau furat de la semenii tăi sau din înșelăciune și să Domnul liniștiți pe pernă că s-a făcut avere într-un an sau doi. De să ne ferească Dumnezeu că vom da răspuns amar, să nu uitați. Să te gândești bine, soră și frate, totul din casa ta și tot ce ai este din munca ta, nu cumva ai nedreptățit cu ceva pe cineva? Câțiva dintre noi gândim că faptele bune se pot face doar în post. Nu, dragii mei. Prea puțin ar fi ca noi să ne gândim, ferească Dumnezeu, că noi trebuie să facem fapte doar în post. Și în afara postului, las că mai este până la post. Am simțit pe viu fiecare, depinde de dumneavoastră cum ați avut viața din trecut, din copilărie, când poate părinții au muncit cu ziua să crească copiii, să ne crească. Și n-am avut poate de ale mâncării și Dumnezeu a trimis un vecin sau pe cineva și ne-a dus o bucată de pâine. Și ne-a salvat. Dar nu pâinea aceea, spunem că facem fapte bune la sărbători, așa e românul nostru. Și mă da proste pentru darul pus aici, pentru finalizarea cloponiței. Pentru, din darul lui Dumnezeu, măicuța Domnului mi-a blagoslovit și mai avem, să spunem, 30.000 de euro, până în 30.000 de euro de dat la clopotul mare și am încheiat datoria. Iată cu puținul dumneavoastră, dar nu în ultimul rând cu, să spun, cu fratele Constantin care și a promovat cu bună credință, spunând, mănăstirea, unii au trimis din afară prin cont bancal, prin contul mănăstirii și încetul cu încetul ne ridică și terminăm datoria în afară de finalizarea. Propun să-i mulțumim lui fratele Constantin, datorită frăției sale, am avut și mult ajutor, să spunem, promovând mănăstirea noastră, care de altfel ține foarte mult la locul acesta și, în ultimul rând, având de vlavi la Maica Domnului. Frate, încă o dată vă da proste și să vă răspătească Maica Domnului tuturor, puținul care le-a spus aici.